Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Trădarea lovește întotdeauna un cuplu puternic. Victima trădării primește o rană gravă la inimă care s-ar putea să nu se vindece pentru o perioadă foarte lungă de timp, iar un iubitor de libertate și egoist va plăti karmic în viitor. Dar, din păcate, nu toată lumea reușește să evita îngoasa mentală asociată a trădării. Prin urmare, privește acest horoscop ca un serviciu. Acest horoscop îți va spune principalii trișori din cercul zodiacului și îți va dezvălui ce împinge acest semn sau acel semn pe calea infidelității. Locul 2. Berbec Berbecul ia argintul în clasamentul trădătorilor sunt considerați oamenii buni de familie, dar acest semn este extrem de curios și nu se va calma până nu învață ceva nou. De aceea, ei sunt cei care pot fi prinși cel mai adesea în paturile altora, pentru că este atât de interesant și, desigur, oferă o nouă experiență, care este apoi stocată într-un tezaur de informații educaționale. Mai simplu spus, berbecii sunt cei care trișează fizic, nu emoțional. Suntem niște egoiști imenși când vine vorba de satisfacerea nevoilor lor sexuale. Din acest motiv, este destul de dificil să eliminați un reprezentant al acestui semn din familie. Dacă berbecul a decis că familia este fortăreața lui, atunci orice încercare se va transforma într-un fiasco, indiferent câte călătorii în stânga ar avea loc. Locul 7. Taurul Venus și-a înzestrat taurul ei preferat cu o înclinație pentru a vedea și a alege totul frumos, prin urmare, frumosul îl găsesc cu ușurință la alți oameni și încearcă imediat să intre în posesia acestui farmec, cel puțin pentru o perioadă, de exemplu, pentru o noapte sau câteva luni, așa se face că taurul devine dependentă de iubire, organizând adesea două unități ale societății simultan o familie legală și o familie neoficială. Taurul, dacă înșală, o face ani de zile și în tăcere, încercând să nu-și tragă soținia. Ei vin doar la inițiativa iubiților care nu sunt pregătiți să se împace cu al doilea rol. Și apoi taurul trebuie să aleagă. Aici se transformă în adevărate balanțe, în luarea unei decizii. Dar dacă părăsesc familia, atunci va fi pentru totdeauna. Locul 3. Gemenii. Locul 3 este completat de gemeni. Natura lor contradictorie împinge adesea semnul pe calea trădării. Și aici apare o problemă. Dacă în tinerețe sunt obișnuiți să ducă o viață dublă, atunci nici la maturitate obiceiul nu va dispărea. Gemenii sunt sufletul petrecerii, distrând pe toată lumea cu glume și povești fascinante din viață. Prin urmare, nu este surprinzător că o varietate de oameni sunt atrași de ei, și, merită remarcat faptul că acest semn consideră că sexul este o parte a sufletului său, pe care nu este rușine să-l împărtășești. Și, desigur, gemenii iubesc jocurile, ce poate fi mai distractiv decât ascunde înșelăciunea de soțul tău, dar ceea ce gemenii nu suporte este trădarea reciprocă. Pentru că nu poți lăsa un bărbat frumos atât de fermecător și atrăgător așa cum sunt ei. Locul 12. Racul Ține minte? Racul nu trădează. Nu. Dacă racul a fost prins în flagrant în patul altcuiva, înseamnă că era beat mort și a fost aruncat acolo. Sau a fost răpită de extratereștri și torturat să facă asta, sau drogat, sau șantajat cu moartea. Racii sunt niște trupuri grozave, pentru care familia și loialitatea nu sunt cuvinte goale, ci principiul vieții. Și cum se pot schimba dacă ești rar din casă? Doar nu trăda niciodată încrederea racului tău și apreciază eforturile lui de a construi viața și atmosfera acasă. Reprezentanții acestui se merg spre stânga, sau mai bine zis, părăsesc familia cu totul, când văd că jocul merge spre un singur scop, iar sentimentele tale s-au stins, aceasta nu este nici măcar înșelăciune ca atare, ci o cale de ieșire din relație în acest fel. Locul nou, leul, fiorosul leu ar putea conduce parada principalilor trișori din cercul zodiacului, dar îi este prea lene să facă asemenea prostii, căutarea iubiților, întâlniri secrete, ascunderea dovezilor, toate acestea sunt decăderea în piramida intereselor unui leu. De ce să ți pierzi timpul și energia cu un fel de sex, când poți cheltui aceste resurse pentru familia ta? Deci, în cazul leului, lena nu este doar motorul progresului, ci și baza fidelității. Cu toate acestea, se întâmplă că acest semn să poată fi prins și în brațele unui iubit, dar aceasta este o versiune a antreprenorului leu care are nevoie de o divă frumoasă pentru a-și la partenerii de afaceri la tot felul de evenimente sociale, și astfel visează la un viitor luminos, când roboții, nu oamenii, vor munce din greu, și soția este fericită și nu este nevoie să-i hrănească frumoasa escortă. Locul 8. Fecioara. Fecioara este un semn care nu este predispus la înșelăciune, dar există un mic dar. Orice fecioară este o perfecționistă și, prin urmare, este întotdeauna exigentă față de partenerul ei. Desigur, la început acest semn își va reforța sufletul pereche pentru a se potrivi, pentru că regula principală a fecioarelor este, dacă vrei un ideal, desenează-l. Cu toate acestea, nu este întotdeauna posibil să creezi ceva din ceea ce a fost, cu atât mai puțin să iubești ceea ce a fost creat. Prin urmare, reprezentanții acestui semn merg în lateral, crezând că vecinul lor are iarbă mai verde și un acoperiș mai puternic. Odată cu vârsta, desigur, fecioarele înțeleg că oamenii nu sunt perfecți și, prin urmare, merită să ai grijă de tine înainte de a porni în căutarea celor mai buni dintre cei mai buni. Va trebui să fie la înălțimea asta. În general, dacă construiești o căsnice cu o fecioară, atunci ești deja matur. Locul 10. Balanța Balanța este un semn axat pe romantism, relații pe termen lung și căsătorie. Deci nu sunt mari fani a merge la stânga. Flirtul da, acesta este elementul lor. Balanța poate avea o conversație plăcută cu sexul opus, dar să sară în pat cu un străin la prima întâlnire, scuzați-mă. Reprezentanții acestui semn își pot permite acest lucru numai după absența oricărei relații. Ei pot fi împinși la trădare de problemele din familie și dragostea care a dispărut în uitare. De îndată ce balanța se cufundă cu capul în rutina vieții de zi cu zi și începe să simtă capriciile, resentimentele și agresivitatea partenerului lor, ei chiar mor moral. Doar o aventură cu o altă persoană va ajuta la readucerea plinătății vieții. O aventură este ceea ce o ajută pe balanță să înțeleagă că este timpul să pună capăt unei relații și să caute alta. Locul 11. Scorpionul În ciuda legendelor despre și din jurul scorpionilor, acesta este poate unul dintre cele mai fidele semne. Da, scorpionii iubesc sexul în multe dintre formele sale dar preferă să-l practice cu un partener atent ales. Doar trei motive îi pot împinge pe reprezentanții acestui semn la trădare, nemulțumirea pe termen lung în pat, răceala celeilalte jumătăți și răzbunarea. Scorpionii fac față destul de bine singuri primei probleme, incitând pasiuni serioase în pat, dar ei nu arte niciodată trădarea. Este suficient să mergi în stânga scorpionului odată sau să pornești cel mai mic zvon despre infidelitatea pasiunii tale, și atât. Relația s-a terminat, iar finalul va fi precedată de o trădare atent planificată, ale cărei detalii vi se vor spune în astfel de culori încât totul se va estompa. Locul 1. Săgetătorul Aurul infidelității ajunge fără nicio contestație la acest semn. Săgetătorul este considerat principalul trișor printre semnele zodiacale. Și totul pentru că acesta este un semn foarte, foarte iubitor de libertate. Al ține în patru pereți, a să citi căsătorit, este pur și simplu nerealist. Trebuie să înghită mereu impresii și să se hrănească cu imagini vizuale pentru a nu fi surprins de plictisală. În plus, Săgetătorul are o poftă specială de ideal, a cărui imagine se poate schimba adesea, dar trebuie să-i aducem un omagiu săgetătorului, el se desparte întotdeauna pe cale amiabilă, lăsând în urmă mai multe amintiri bune, iar trădările lui apar mai ales la o vârstă fragedă, când emoțiile sunt mari. Odată cu vârsta, acest semn începe să înțeleagă ce este durerea și de ce nu ar trebui să fie provocată oamenilor. Locul 4. Capricorn. Capricornii sunt foarte pedanți, așa că înșelarea pentru ei este o metodă de a face afaceri în orice domeniu. Ești uimită? Da, acest semn este cel care trișează ca, pedapsă. Dacă nu ai acordat atenție iubitului tău Capricorn, vei obține un triunghi secret, sau poate unul evident. Pedapsa trebuie să fie indicată și exprimată într-un fel. Dacă Capricornul este și capricios, sensibil și egoist, atunci partenerul lui este foarte ghionist, și reprezentanții acestui semn nu sunt mai presus de a urca pe scara carierei cu ajutorul sexului, și nu văd nimic imoral în asta, doar un alt mod de a face lumea un loc mai bun și de a câștiga mai mulți bani pentru familia lor. În acest caz, Capricornii nici măcar nu își vor exprima mișcările spre stânga, Deoarece acestea sunt momente obișnuite de lucru. Locul 5. Vărsător. Un alt semn iubitor de libertate este strălucitul vărsător. Trinșează nu atât de des, dar cu șarm și dramatism, pentru că această zodie nu poate trăi fără emoții. Și acesta este tocmai principalul paradox al trădării vărsătorului. Sunt oamenii mai raționali, dar dacă s-a întâmplat trădarea, nu își vor acoperi urmele, care sunt consecințele, pur și simplu vor prezenta totul în detaliu partenerului lor și, vor merge frumos în apus. Da, dacă vărsătorii au aventuri pe partea stângă, atunci asta înseamnă separare. Mai mult, cel cu care acest semn a înșelat, de asemenea, poate să nu conteze pe nimic. Vărsătorul va intra în singurătate sau chiar în a treia variabilă necunoscută din această ecuație ciudată. Dar vărsătorul pur și simplu nu poate fi limitat, altfel va fugi. Locul 6. Pești Peștii își pot trăi toată viața, dar niciodată nu învață să experimenteze dragostea adevărată. Pentru acest semn, principalul sentiment de conducere este drama. Peștilor le place când totul în jur clocotește și gâlgâiește de pasiune, când scandalurile se revarse în îmbrățișări, lacrimi și săruturi furtunoase, sentimentele calme și tandre nu sunt pentru ei, așa că peștii se plictisesc imediat, și apoi văd două opțiuni, să-și provoace partenerul până la isterie sau să meargă la stânga. Dacă primul reușește, atunci peștele tău este puțin probabil să aibă o aventură pe partea laterală. Cu toate acestea, doar anumite semne pot trăi constant într-o telenovelă continuă, motiv pentru care puțini oameni pot rezista mult timp unor astfel de manipulatori. Peștii văd asta, încep să-i răsească, dă din coade și în spre aventură. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept?